Cu toate astea, Diana Matei, despre ea este vorba, a petrecut 10 zile în Caraibe fără soț. Și știți și voi ce se întâmplă în Caraibe, rămâne în Caraibe. Dar mai bine invităm aici pe Diana Matei și Marian Cleante. Salut, bine ați venit! Haideți să luăm un loc aici pe canapea și să aflăm ce s-a întâmplat în Caraibe. Da, păi n-ai zis tu că ce se întâmplă în Caraibe. Păi te-am auzit pe tine, dar tu de unde știi? Eu știu, chestia asta e o lege nescrisă. Mă gândeam că e în carabină. În carabină, nu, ce se întâmplă în Caraibe, rămâne în Caraibe și se spune la măruță. Așa? Da. Bună, Diana. Bună, Cătălin. De 17 ani există dragoste și iubire, nu? Da, și împliniți chiar acum de Valentine's Day. De Valentine's Day. 17 ani. Wow, cât a trecut. Acum 17 ani, ce făceați voi? Cum v-ați cunoscut? Noi ne-am cunoscut la un spectacol. M-a certat prima dată că am întârziat. Prima dată ce a zis? Prima dată, că întârzie tot timpul. A zis că sunt ofițoasă, că am întârziat și după aia, uite, i s-a pus pata. Și apoi, pentru că ai întârziat, asta l-a făcut să fie mai atent la tine. Ai văzut, și exact. Și după aceea să zic că... Și s-a îndrăgostit nebunește de mine, nu? Pe loc? Bineînțeles. După prima repetiție? Nu știu, e chiar câtă așa. Câtă modestie, câtă... Chiar așa. Câtă... Deci, de fapt, nici n-apăruse acolo și îl simțea că se îndrăgostește. Da, asta e varianta mea, că dacă îl întreb pe el, a reușit până la urmă să mă convingă să o bag în seamă. Wow, cum e asta, Doamne. Ce, ce zici de asta? Este total necredibil. Corect, aș vrea să lămurim această problemă care a apărut în familia Cleante, oameni buni. O discuție pur și simplu normală și firească, deci... Nu putem să ne certăm la tine aici pe ba, care da, vă rog, putem? Nu, deci, nu. Ce s-a întâmplat? Uite, ce zici el, ce zici tu? Mă, băiatule, mă, păi cât m-ai urmărit tu pe mine? Cât ai stat tu pe la mine pe la blog? Tu poți să spui așa ceva? Opa! Cât ai stat pe la mine pe la blog? Câte ture ai făcut tu cu mașina? Avea o vecină frumoasă, avea o vecină. Vezi, după 17 ani, după ce... Câte ciorbă ai făcut, câtă mâncare ai făcut? Vezi, după 17 ani, cum se succes lucrurile? Exact. A? Da, deci ai făcut ture pe la bloc? Își pierde memoria. Claxonai și te uitai așa, haide, o apărea la geam să o mai văd odată. Păi eu și Romeo, atât. Exact. Și Julieta nu mai apărea. Serenade, uite, serenade nu mi-a făcut, într-adevăr. Te-a cucerit greu? Te-ai lăsat greu, convinsă? Nu știu, cred că noi, începând o relație profesională mai întâi, nu ne-am gândit sincer la lucrul ăsta imediat. Eu un an nu am gândit la o relație personală. Nu, serios. Ba, tu te-ai gândit, nu? Ba, nu, serios. N-ai cum să nu te gândești. De așa și? Așa, și ușor, ușor ne-am cunoscut. El este un tip foarte grijuliu, așa, și foarte atent, foarte empatic la foarte multe lucruri. Și atunci, uite, mi-a atras atenție. Și? Și ce te uiți cu rânjetul ăsta la mine? Și am plecat într-un turneu în afara țării și uite cum am reușit eu să o conving. M-a cerut de soție după o săptămână după ce am ajuns în turneu. Wow. Ce vorbiți voi? Unde era durul ăla de la repetiție? Ai întârziat ce se întâmplă aici? Catalin, am profitat de situație. Erau acolo niște personaje importante, pe bune. Și am zis, hai să o impresionez. Vreți să fii soția mea? Dar tot în favoarea mea a fost situația asta, pentru că eu am rămas cu o amintire fabuloasă. Da? Nu? Să te ceară cineva de soție. Mi-a pus flori într-un joben, mi-a luat un inel. Și chiar am avut o audiență. A fost Demis Roussos de față, tipii de la Boniem, serios. Toată lumea stătea acolo în spate și îi făceau galerie. Pe cuvânt. Și n-ai imaginile astea să le arătăm și noi celor de acasă? Am poze. Am fotografii. Cu Denis Rusos, cu foarte frumos. Da, mi se chiar pare așa a fost. N-aveam cum să spun nu. Exact. Și dacă nu vroiam, spuneam da. Exact, și apoi rezolvați voi. Și după aia rezolvam. Dar în Caraibe cum singură? Păi soțul meu, deși mi-ar fi plăcut foarte mult să meargă cu mine, el nu zboară pe distanțe atât de mari. Păi și dacă el nu zboară pe distanțe atât de mari, nu putea să alegeți Herculane, Băile Govora, Căciulane? Păi uite cum stau lucrurile. Știi cum se vine femeia la bărbat și zice așa, te rog frumos, hai să mergi și noi acolo, că e atât de frumos și merg toate prietenele mele și o să fie frumos. Și el a zis, băi nevastă, eu nu am de gând să stric vacanta, că vrei, du-te tu. Știi, el a zis-o într-o doară, așa. Nu credea că o să te duci. Chiar nu s-a gândit, știi? Ba da, chiar așteptam, că a fost un concediu extraordinar pentru mine. Pentru el a fost un concediu, știi cum l-am găsit acasă, zen, frumos. Ai fost era. În Caraibe, cu cine ai fost? Am fost cu prietenele mele, soțul uneia dintre ele a mers cu noi, pentru că ne-am soțit un bărbat, să știi. Da, așa. Ca să nu fiți chiar singure. Am stat, ele au plecat înainte de Rev la Miami și după care m-am dus și eu după Revelion, după întâi, pentru că am cântat, am avut concerte și am cântat și m-am dus după ele și am stat două zile la Miami, după care ne-am îmbarcat pe un vapor uriaș. Da. Așa. Am croazieră. Avut grijă. Croazieră frumos.
Da. Și fii sinceră cu mine, de câte ori te suna pe zi și îți dădea mesaje? Știi de câte ori făceam FaceTime? Mm. Deci toată lumea toată lumea râde de mine și își face joc de mine. Erai non-stop cu telefonul? Non-stop. Și toată lumea zicea, Diana, vezi că trebuie să sune Marian, vezi că au trecut 10 minute. Vroia Ianis, vroia. Și eu sunam, și eu sunam. Ianis vroia să o vadă pe Marian. Ianis, copiii, mă, întotdeauna săraci. Și eu sunam, și eu sunam. Că noi, îți dai seama că noi practic am și crescut împreună, suntem de atâta timp împreună, cam tot. Tot ce am făcut în viața noastră s-a întâmplat împreună. Proiectele muzicale, personal nu mai vorbim. Am fost așa nedespărțiți. Se întâmplă, e a doua oară când plec fără el într-un... Prima dată am plecat din interes profesional și acum chiar și așa a fost. Și ultima dată când... Și ultima dată. Că este că te uscai pe picioare de dorul lui? Nu minți! Sunt în post, stai că țin post astăzi. Băi, mi-a fost dor de el. Nu m-am uscat pe picioare, că mi-a făcut foarte bine vacanța aia, dar mi-a fost dor și de el și de cel mic, bineînțeles. Foarte frumos, mi se pare firesc. Dar ce ne cântați azi? Vă cânt Hai vino de mă fură și o să regăsești așa un piculeț, povestea a vecinilor noștri de la etajul 2 în toată situația asta. Adică noi. El era îndrăgostit, vecinul de la 2 de nu mai e povestea noastră, mă. De asta m-am prins, dădea târcoale și de fapt... Da. Deci o să fie interesant. Dragoste în cântecul ăsta. În cântec, așa, e un pic cam un răspuns al întrebărilor celor care sunt foarte curioși să afle mai multe lucruri despre viața noastră și să afle chestii din alea, așa. Și acum în piesa asta se află totul. Așa nu știu dacă totul, cât am putut. Tare de tot ca să auzim. Așa. Ne cântă Diana Matei și Marian Cleante și dacă poate și toboșarul de la zero, Alex Piscunov, colegul nostru, să dea și el televizorul mai tare. El are niște probleme la urechi și n-aude bine și de multe ori vorbesc mai tare ca să mă audă și el. Dă televizorul mai tare, Piscunov, Diana Matei și Marian Cleante. Hai vino de mă fură, chiar de mama nu m-ar da. Hai vino de mă fură, nu mă lăsa altuia. Că de când te-am văzut îmi bate tare inima. Uno, dos, tres! Toată lumea peste cap, m-ai lăsat cu sufletul sărac. Mama nu te vrea că ești țigan, tata nu te vrea că n-ai un ban, nici nu mai vorbesc cu nimeni. Au, Doamne, de când ai trecut pe strada mea. Crezându-ne pierduți. Mama nu te vrea că ești țigan.